după 32 de ani, privind în urmă, peste evenimentele ce au avut loc în adunarea din Grădiște, în ianuarie 1991, s-a așternut praful argintiu, al uitării unor amănunte. Privind în urmă însă, apare strălucirea deosebită care mă bucură de fiecare dată. O singură persoană luminează, strălucește, ne urbește pur și simplu persoana Domnului Isus. El a fost atunci în ianuarie 1991 și toată lucrarea a fost a lui. Mă bucur privind în urmă, peste trei decenii, mă bucur de fiecare dată, îmi măresc bucuria de a fi fost părtaș la aceste zile deosebite a revărsării Harului Dumnezeu. Câți ani ați avut atunci? Păi să facem socoteala din 48 până în 91 erau uh, 40 și 3 de ani. Dar uh, uh, bucurile de atunci nu le-am mai trăit. Și unele dintre ele despre care o să vorbesc sau o să vă povestesc și astăzi nu le-am mai trăit nici după. Totul a început într-o perioadă nu prea favorabilă. Era o perioadă de arsiză deosebită spirituală. Era o secetă în biserici. Secetă produsă de doi factori, de fapt. Comoditatea noastră pe care o justificam cu influența, cu intervenția statului în organizarea bisericii. E greu de înțeles acum și e bine să, că nu, nu sunteți în generația aceea, dar aș vrea să vă gândiți că, să vă imaginați că atunci lucrurile erau mai dificile. Probleme erau cu strângerile la rugăciune, problema era cu participarea la anumite examene la școală, erau facultăți inaccesibile celor credincioși. Asta înainte de 90. Da, înainte de 90. Probleme pentru serviciu, deci în unele situații această teamă, a fraților era justificată. Pentru cei cu perii cărunți ajunge un singur cuvânt. Un personaj negru al vremurilor de atunci, împuternicitul. Era reprezentantul departamentelor cultelor care supraveghea tot ce se întâmplă în biserică. În alte situații, însă, nu era justificată această teamă. Era vorba de comoditatea fraților care nu foloseau nici facilitățile existente și atunci. Comoditate care a pus stăpânire. Și emblematic pentru timpul acela, acela mi-a rămas o imagine deosebită a unui frate bătrân. Am să evit folosirea numelor pentru cei care trăiesc încă din considerente Lese de înțeles. Voi vorbi numai despre cei care pleca la Domnul. Un frate bătrân sub Petru mi-a spus odată cu ochii în lacrimi frate, mă scol dimineața duminică avem în arat nu știu câte adunări dar nu știu unde să mă duc. Peste tot era o apatie, anii 80-90, și apatia asta, cu cât ne apropiam de anii 90, era mai pronunțată. Era sentimentul ăsta de disconfort, de teamă, când totdeauna cineva te supraveghează. Te supraveghează și când mergi la amvon, te supraveghează și când mergi la rugăciune, te supraveghează și când va să facă alte lucrări în biserică. Era supraveghere totală. În perioada asta se respecta ceea ce de fapt scria în plângere lui Ieremia în capitolul 1, versetul 4, profetul: Drumurile Sionului erau pustii oamenii nu le cărcau pragurile în ziua de sărbători. Era cumva o stare de adormire. Și cei care prinsese bucuriile Domnului priveau cu tristețe în sus și se întrebau, Doamne, când o să vină și la noi vremuri de înviorare? Era o stare generală. Ei, colo, mai erau izbucniri, dar erau stare generală. În perioada asta erau, bineînțeles, și unele locuri, unele strângeri, de rugăciune, chiar stăruință, dar toate se făceau cu teamă, cu ușile încuiate. Am prins chiar și cu, ferestri, cu ferestele cu acoperite cu pere în în puse în geam. Ați fost chemat vreodată la, și tras la răspundere pentru vreo întâlnire în care ați fost... Nu, dar eram în atenție. Uh -huh. Eram în atenție. Au fost alții să chemați pentru mine. Și de unde știți că ați fost în atenție? Se, sesiza. se Se, sesiza se aceasta. În anul 1990, în vară lui 1990, am avut o întâmplare deosebită în cartierul Micălaca. O prietenă de familie a venit foarte fericită la noi și ne-a spus că la o întâlnire acolo în Micălaca, la ceva frați, eram în 90, deja era libere întrunirile noastre. A fost un grup de stăruințe și ea a primit botezul cu două Sfânt. Atunci, asta era un lucru rar, era un lucru foarte rar. Atunci am fost impresionat și eu și Soția, și seara următoare ne-am dus acolo. Și acolo. La o casă, la o casă, la un grup, încă nu se întâmpla, deși libertatea era. La casa unui om a fost un grup de stăluitori, de oameni acolo, mai mulți la rugăciune, și a apărut un frate asupra lui, aș vrea să mai zăbovesc un pic. frate bătrân, din Oarba, de lângă Alba Iulia, Tudorel Munteanul, îl chema, 80 de ani un om sub povara grea a anilor, cu urmările respective în comportament, în discuții, nu prea mi-a creat la prima impresie, la prima vedere o impresie bună. Dar pe cât era de obosit în cele lumești, atunci când am intrat pe tărâmul stăruinței după botezul cu Duhul Sfânt, pe atâta era de tânăr, ca să spun așa, cu ghilimele de rigoare, de viguros, de vioi, în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu și în modul de lucrare la stăruințe. Am terserit atunci și încă o dată mi s-a confirmat tot ce s-a întâmplat în 91 a fost exclusiv lucrarea lui Dumnezeu. Omul ăsta nu putea, n-avea cum să aibă așa uh, activitate. În prezența lui, a, Domnul a mai botezat două suflete cu Duhul Sfânt și deja pentru mine a început să, să, să simte că s-apropie zorile. -am, am insistat să vină și la noi la grădiște cu multe discuții, au fost multe lucruri care uh, mă bucur că peste ele s-a așternut colbuitărilor și nu le mai știu de acum, dar să știți că lucrul ăsta n-a fost așa de simplu și abia undeva în luna ianuarie 1991 a ajuns și fratele Tudorel la noi. În 5 ianuarie în casa unui frate bătrân și el plecat dintre noi, fratele Panta Gheorghe, ne-am strâns la rugăciune într-o sâmbătă seară și a fost și fratele Tudorel acolo. În jur de 20. Și aceste strângeri, repet, noi trăim cu senzația unor povestiri care se fac așa foarte cu, cu, cu nuanțe din astea de, de, de roz. Și la începutul anului 90 au fost multe tulburări, multe frământări. Și aceste strângeri nu erau chiar așa simple. În seara aceea a botezat Domnul pentru prima dată la noi în grădiște doi tineri. Și astăzi îmi stăpânesc greu emoțiile când mi-aduc aminte de seara aceea. Luni seara eram, aveam programul de rugăciune, care fusese totdeauna la noi în Betania, în grădiște. În seara că am zis, haideți să facem și noi stăruință, știa și păstorul, deja aflase de ce s-a întâmplat la fratele Pantea, am făcut stăruință în casa veche, nu mai aduceți aminte, generația tânără, la subsol, fiindcă nu era poziționată bine casa și erau vecini cu reclamații. Acolo, la subsol, a botezat domnul în condiții de subsol, grele, a botezat Domnul un suflet. Și atunci pastorul care a fost și el acolo, mi-a spus, mi -a spus la urmă, no, de, stabilim stăruința săptămâna viitoare. Mi se pare că în 12 uh, am început, uh, pastorul ne-a zis, nu, no, uh, Începem la mine acasă. Avea două camere despărțite de un glasvan. Bineînțeles că acum casa e modernizată, e altfel. Iar la, la una din camere dădea înspre grădină un geam, nu se mai deranja nimeni să deschidea geamul casa era plină, se deschidea o glasvandu, o cameră, două, 8 metri pe 4, unde ne adunam și de asta dată ne adunam mulți. De această dată ne adunam, se urca înspre sută. Mulți eram acolo. Și s-a început acolo stăruința la fratele. Din perioada aceea mi-au rămas două secvențe la care aș vrea să rămân seara asta, acum. Biserica uh, Flăcări în noapte. În una din seri a fost o revărsare de har deosebită. E greu, poate, de înțeles astăzi ce înseamnă să plutești efectiv sub harul lui Dumnezeu. Efectiv, fizic. Deci nu metaforic. Nu, fizic. Îmi crește întotdeauna bucuria și bucuria aceasta a rămas de atunci și îmi crește mereu. Când mi-aduc aminte de aceste lucruri cei botezați de Domnul parcă săreau și vreau să treacă prin travan fizic, repet. Toți eram așa. La un moment dat am deschis ochii și am văzut o soară care plutea la 10-15 cm, așa, pe sus, efectiv. Bine... Sunteți inginer, nu văd da cu virgulă. Nu era loc de așa ceva. Efectiv, se revărsase harul și parcă noi nu mai contam, nu existam. Sorbeam cu toții uh, bucuria aceasta. Era, uh, strigam care cât puteam de tare, dar strigătele astea nu erau stridente. Nu știu uh, dacă cei care ne urmăresc au, au avut ocazia să se apropie de un stup de albine nu în față, la o să te înțepe, mai ales dacă ești dat cu spray. Undeva în spate, la supul de albine, se aude un zumzet monoton, nimic strident. Așa a fost seara aceea. Bine, timpul nu conta atunci. Toate mergeau până după miezul nopții, pe acolo ne opream. Vecinii, lui, nu știu ce căutau noapte afară, vecinii păstorului, și s-au uitat și au văzut o lumină. S-au speriat, fiindcă păstorul avea în grădină niște furaje acolo și s-au gândit că au luat foc furajele. Dar erau vecinii uimiți, de ce nu s-aude sirena pompierilor? Nu era, era liniște. Mai umiți au, au rămas, când s-au uitat, și au văzut că flăcările, de fapt, nu mistuiau. Lumina vedea ne, de, venea de la niște flăcări care se ridicau în sus, dar care nu produceau fum. La încheiere, după harul acela, fratele păstorului era trist că trebuia să plece din uh, oraș. Și spunea: Dacă n-ar fi o lucrare spirituală, aș lipsi nemotivat. Pentru că a urmat 14 ianuarie, a doua, a doua secvență pe care vreau să o scot în relief, 14 ianuarie 1992, care pentru mine personal a fost cea mai luminoasă zi din perioada aceea, cea mai bogată în Harul lui Dumnezeu. Rămăsesem împreună numai cu fratele Pantea Gheorghe. Deja vestea era mare, în casa păstorului era înghesuială așa de mare încât nu puteam să mergem de la unul la altul, decât cu greutate fratele Pantea era într-o cameră, eu eram în cealaltă cameră și la mijloc erau, era Harul lui Dumnezeu. S-a întâmplat atunci un lucru deosebit. Când un tânăr era, mai mulți erau tineri, când un tânăr era botezat de Domnul, cei din jur, un grup cât îl susțineau, explodau toți de bucurie. Explozii de bucurie, așa, cât, cât, îi țineau plămâne, inima. În momentul când se producea această explozie de bucurie, cei nebotezați de Domnul, treziți de gelozie, strigau și ei mai tare după botez. Și s-a declanșat atunci o reacție în lanț care nu mai putea fi controlată. De la unul la altul nu mai s-a mai putut ține nici numărul celor botezați. A fost acolo atunci și botezuri cu Duhul Sfânt prin punerea mâinilor. A au fost lucruri deosebite. Toate acestea însă fizic, s-au transformat într-o epuizare ieșite din comun. Dar, practic, nu mai realizam. Și la un moment dat, nu aveam avem ce să facem. Doamne, copiii sunt ai tăi, lucrarea este a ta, fă ce vrei. În mijlocul rugăciunei am încercat să ajung până la... Și ne-am întâlnit cu fratele Pantea. Fratele Pantea, oarecum gri... îngrijorat, că totul este scăpat de sub control, m-a întrebat, acum ce facem? Păi, așa cum eram eu epuizat, am zis, frate, nu mai facem nimic, ne uităm cu ploaie limbajul lui popular, la care el mi-a dat un răspuns dintr-o dată. Ce ploaie, frate! Asta e rupere de nori, puhoiul lui Dumnezeu. Și una din uh, capitolele acestea descrise de mine am intitulat o Pu Puhoiul. Fratele Pantea spunea, asta e puhoiul lui Dumnezeu. Bineînțeles că uh, lucrurile au continuat, iar la sfârșit, tot târziu, spre miezul nopții, nu știu câte era ceasul, am zis, hai să încercăm să-i numărăm acum câți a fost botezați de Domnul seara asta. Cum să facem? Care ați fost botezați de Domnul? Treceți în sala alăturată, unde făcusem un pic de loc. Și au început să plece a fost cea mai bogată seară din punct de vedere spiritual, a fost botezată, atunci 26 de suflete. N-am să uit niciodată și nu știu ce are Dumnezeu în plan, dar mi-aduc aminte că odată la sfârșit, la o seară de Veche, care am avut-o, tot cu suparul Domnului la grădiște, în 25 ianuarie 91, mergând spre casă cu fratele Tutorel din de la, de la, de, de Alba Iulia, îmi spunea, frate, cred că am să mor sau am să ajung în cer dacă vine Domnul, dar bucurii că acestea nu o să mai întâlnesc. Pentru mine a fost bucurie și în 25 decembrie, în ianuarie, dar bucuriile din 14 ianuarie, cred că n-am să le mai întâlnesc. Aceasta a fost uh, puhoiul lui Dumnezeu. Și a mai rămas o secvență la care aș vrea să mă opresc, slujbe întrerupte. În 17 ianuarie, era într-o joi seara, aveam planificată întâlnirea noastră în casa de rugăciune și era planificată vizita unui frate de la Chisindia sau nu știu de unde, din zona Sebișului. Programarea noastră ca oameni a păstorului și a mea și a lui fratele Gheorghe Pante era simplă. Terminăm repede slujba la biserică și ne mutăm la păstor acasă la stăruințe. Repet, și după Revoluția din 1989, lucrurile nu erau chiar așa de roz. Din, din păcate, știți, cine vorbește mult despre epoca aceea și despre comunism, nu știe ce a fost atunci. Și cine știe ce a fost atunci, nu vorbește. Deci, ideea era să terminăm repede la adunare și să ne mutăm în casa lui fratele Pantea. Înainte de început, Păstorul m-a întrebat, tu ai vorbit cu cineva că de astăzi se face stărânița în adunare? Nu, nici nu avem eu asemenea gânduri. Păi l-a întrebat și pe fratele Pantea și el tot nu. Întrebarea a trecut așa neobservată la noi. S-a început slujba după obiceiul nostru, s-a cerut cererea de rugăciune, s-a citit de ajutor, s-a citit textul și după citirea textului, joi seara, se făcea o rugăciune. Pe la 18.30 s-a început rugăciunea. Numai că noi am început rugăciunea, dar Dumnezeu a avut alt plan. S-a coborât un har deosebit atunci. În 17 ianuarie, peste adunare, nici acum nu știu cum s-a întâmplat. Efectiv a fost planul lui Dumnezeu. Imaginați-vă vreo câteva sute, că totuși eram în biserică, de 3-4 sute, câteva sute de oameni care venise știind că au fost atâtea botezuri cu Duhul Sfânt, era adunarea plină, și atunci să te apuci să faci ordine atunci, acolo. Sărmanul frate Muzafir a rămas la Amvon. Vechea adunare avea într-o parte, adunării era așa dreptunghiulare, într-o parte adunării era Anvonul, de o parte și de alta formația Fanfara și în față restul. Atunci a trebuit toți cei botezați de Domnul să-i ducem în locul fanfarei, în timp ce lumea se ruga atunci stăruitorii să vin în față. Și cei botezați de Domnul și cei asistenți botezați de Domnul cu ani în urmă în spate. Și toate acestea s-au făcut fără niciun deranj. Nu știu cum. Și acum, uitându-mă iar în urmă, din nou accentuez, nu știu câte oară, în ianuarie 1991, la grădiște a fost lucrarea lui Dumnezeu, exclusiva lui Dumnezeu. Oamenii n-au avut acolo nimic, numai Dumnezeu. Nu știu nici când a plecat fratele Musafir. Cât o mai fi stat el în la învon când a văzut cum merg lucrurile, nu știu. Noi avem alte probleme atunci. Harul acesta, rugăciune a început la 18.30 și s-a terminat undeva spre 23.30, la miezul nopții. Știu atât doar că pastorul care începuse serviciul la 6 s-a ridicat și a spus fraților, am început cu o rugăciune, trebuie să închiem, haideți să mulțumească cineva Domnului. Era în miezul nopții aproape. Atunci Domnul a botezat cu Duhul Sfânt 13 persoane și de atunci s-au spulberat parcă toate piedicile și stăruința s-a făcut în adunare. În perioada aceea, deci, din... Da, haideți, ca să nu greșesc, dacă îmi dați voie să, să mă uit la o notiță aici, că asta nu mai o am exactă și n-am luat cu mine. În perioada 12 ianuarie până în 28 ianuarie 1991, stăluința la grădiște a avut loc în fiecare seară. După aceea, sporadic, s-au mai făcut câteva rugăciuni și botezuri cu Duhul Sfânt, și în luna februarie. Total, pe perioada respectivă, numărul celor botezați de Domnul a fost 204. La Biserica Britania. În aduceri la minte, după 30 de ani, mi-a rămas totuși o impresie care probabil că pe mul la mulți nu le-a plăcut. În, ianuarie, în trimestru 1, 1991, n-au fost numai flăcări noapte deasupra casei păstorului. A fost biserica grădiște, o biserică în flăcări. Au fost mai multe slujbe, vorbeam de slujba întreruptă, în 17 ianuarie au fost mai multe slujbe, când programele noastre au fost deranjate cu ghilimele de rigoare de prezența Domnului. Se cobora Duhul Sfânt și e, am avut harul acesta că era deja vremea libertății și nimeni nu, 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 nu se mai opunea. Aceasta a fost și sunt cele mai frumoase amintiri despre Biserica Betania de astăzi, despre grădiștea noastră de, de vechime. Generațiile s-au dus, foarte mulți mă opresc și astăzi pe stradă și mă întreabă, știi, frate, în ianuarie, în 91, nu mai știu nimic. Privind în urmă, văd un singur personaj, Domnul Isus, și aștept să mă întâlnesc cu el. Domnul să ne uiteți.